împreună, prieteni, sunt obligat să fac un nou video. Partea a doua, Animatera. Deci, să începem cu... da. Deci, acum o să începem cu cărțile deja așezate pe masă și vă voi citi legendele și cred că jocul nu mai trebuie să vi-l arăt pentru că vi l-am arătat data trecută. Deci, să începem. Primul este Templul de Apă. Adică vreau să vă spun partea a doua care am altele. Cine ajunge la Templul de Apă va fi mereu câștigat. Așa că dacă ții în mâna această carte, înseamnă că te poți folosi de puterea valurilor și a celor mai fioroase creaturi acvatice pentru a scăpa de oponenții tăi și a câștiga extra puncte în jocul Animatera. Deci aici. Asta este Templul de Apă. Așa, îl punem aici, ultimul. În pachetul mare care eu l-am prezentat și ieri. O să luăm care este cel mai mic număr, 7. Sau să luăm de la cel mai mare număr care este 36. Calai gre i hu Hund. Deci are numai așa lung că nu-l pot citi. Deci, cum îl cheamă? Mă trag din vremuri medievale. Capul unei pisici sălbatice, corpul unei căprioare sau antilope, gheare de vultul, coarne sau picioare de bou și coadă de leu. Asta-s eu. Uneori am și aripi de vulturi. Am luat câte puțin de la fiecare, căci așa e bine să înveți de la cei din jur. Domnul, cum puteți să citiți? Dacă vreți să aflați cum îl cheamă, puneți pe pauză videoul și continuați. Deci, am luat 36 și acum trebuie să luăm, bănuiesc că, 32. Pisica cu două cozi. Bakeneko. Ăsta n-are un nume așa complicat. Bakeneko. Am putea purta o conversație asta pentru că pot să-ți vorbesc limba, deși sunt o pisică, evident, nu una oarecare, sunt magică, mă pot chiar transforma în om sau împrietenic cu lupii din munți pentru a vâna împreună. Îmi place să dansez și de obicei port o pelerină roșie, asta este stilul meu, cataporter, întotdeauna să port ce îți place. Bakeneko. Așa. Apoi, 31, Bakunawa. Sunt un șarpe dragon din Filipine. Uită-te puțin la mine, nu-s deloc micuț, așa-i? Nu e de mirare că atunci când mă mișc, provoc cu tremură, eclipse, ploi, adevărate furtuni. Am mai multe case, fie în cer, fie în apă, încă nu mi-am găsit locul. E bine să explorezi și să încerci câte mai multe, ca să-ți dai seama ce îți place. Bakunawa. Așa, acum, deci ăsta este 31, 25, Gargul. Gura mea este făcută astfel încât să adune apă de pe un acoperiș și să o arunce jos. Datorită mie, pe timp de furtună, apa nu intră în zidaria caselor. Nu-i de mirare că arhitecții mă folosesc des în lucrările lor. Deși sunt un fricoșător, fac mult bine, deci nu judeca după aparență. Gargul. Să continuăm cu următoarea. Asta este 22. Un șarpe gigantic cu pene eu sunt și totodată unul dintre cei mai importanți 10 azteci. Sau ăsta vi l-am mai citit. Cățel 22. Mă uit în cărțile celelalte.
Nu vi l-am mai citit. Căci am aripi și pot zbura până la cer, dar am ceva uman în mine, căci mă pot târâ pe pământ. Dualitatea mea mă face special, dar sfatul meu, concentrează-te pe un singur lucru și excelează în el. Sfat bun. Deci, acum următorul este căpcăun. 15 căpcăun, n-are niciun nume. Sunt o creatură din folclorul românesc. Sigur ai auzit de mine în basme. Ce pot face eu? Mă pot transforma în mai multe animale. Din căpcăun în urs, din urs în cerb și tot așa. E bine să știi să te adaptezi în diverse situații. Unde l-am pus pe călcărul? Aici. Trebuie aici să pun. Așa. Iar ăsta aici. Așa. Și ăsta aici. Apoi vine Balaurul cu 7 capete. 14. Salutare! Ne știm sigur. Multe basme românești. M-au pomenit. Însuși Petre Ispirescu mi-a dedicat o întreagă poveste. Corpul meu ca de șarpe, limba mea de foc și cele 7 capete. Îi speriau pe oameni din jurul meu. Așa că un voinic mi-a devenit de hac cu sabia sa. Până la urmă, în luptă dintre bine și rău, binele mereu învinge. Balaurul cu 7 capete. Le-am numărat și chiar 7 are. Sau luăm penultimul 7, lupul siberian. Vin tocmai din Siberia și arăt spectaculos. Sunt un lup cu pene pe coadă și cu cei mai frumoși ochi pe care i-ai văzut vreodată. Legenda spune că păzeam cei care au fost răi cu animalele. Acestea merită toată dragostea noastră, așa că fii blând cu ele. Lupul siberian. Și mai avem o singură carte, care este prima carte cu numărul 1, Amarok, și vreau să mă spun că este și sclipicioasă puțin. Nu se prea vede că e sclipicioasă, dar este legendar. Dacă vă pică la carduri speciale, Amarok va avea plus 4. Dacă vă pică la normale, Amarok, poate va avea plus 4, dar cele mai mici șanse sunt să aibă plus 4, iar cele mai mari șanse sunt să aibă plus 3. Dar niciodată nu știi ce se va întâmpla, pentru că e pe noroc, ce-ți pic. Sunt Amarok, adică un lup uriaș. Nu degeaba mi se zice și marele lup cenușiu. Îmi place să ies la plimbare sub clar de lună și să mă aventurez în pădure. Vânez singur, nu în haită. Sunt un spirit independent, dar sincer, mi-ar plăcea să am pe cineva alături. Țineți prietenii aproape. Orice devine mai distractiv în gașcă. Amarok. Cam atât este filmulețul nostru de azi. Dar vreau să vă spun un lucru. Dacă mai doriți să aveți asemenea videouri cu Animatera, poate partea a treia, dacă mai pică cărți noi ca și acestea, cu mult drag și sper să, dacă vreți și alt fel de videouri, să scrieți în comentarii și eu am să mă uit, eu am să văd dacă sunt interesante și îmi plac. Am să le dau o inimioară. Și am să fac videouri din genul ăla dacă pot. Dacă nu pot, am să fac ce videouri îmi vin mie. Și pa, pa, ne vedem în filmulețul viitor!